Hello. Uite că n-am mai stat pe gânduri, tot am bicicleta fixată. Aici avem două repere. Aici este reperul de 1, iar în partea asta la altă este reperul de 0,75. În mod normal, o bicicletă, când un lanț bun, n-ar avea voie să intre lera de 0,75. Deja aici am spune că este un lanț uzat. Un lanț care începe să producă uzură pe foi și pinioane. Când lera, când lanțul este practic nou, lera stă cumva așa pe oza, nu intră. Apoi, în cazul în care am întors-o pentru poziția, pentru lungimea de 1, deja intrând și aceasta, situația este destul de gravă. În acest moment, sigur, dacă schimb lanțul, nu va mai călca bine pe pinioane și o să trebuiască să schimb pinioane, o să trebuiască să schimb foi. Acum, ținând cont că nu este bicicleta mea și descoperind acest aspect, individul care o deține, i-am specificat asta și știe că va trebui să-și cupere un alt angrenaj, pinioane, lanț. Deci, cam asta e partea cu măsurarea.